execută misiuni de intervenție pentru menținerea și restabilirea ordinii publice cu ocazia competițiilor sportive și cu prilejul manifestărilor ce implică aglomerări mari. Caii au fost o prezență constantă tradiția în cadrul structurilor militare, sunt parteneri ai jandarmilor de când știm și sunt tratați cu respect și admirație. Misiunilor specifice cunoscut fiind faptul că pe caii și călăreții jandar s-au remarcat prin ocuparea și la fel ca de fiecare dată vom vedea după jandarmeria călare, patrulă, poliția locală, călarea poliției locale, îi vedeți prin parcurile bucureștene pe polițiștii călare. Îi recunoașteți ușor după cozile pe care le fac copiii să facă fotografii. Exact. Patrulă călare este... Se va întâmpla asta și după ce se va încheia parada. Cu siguranță a fost așa. Avem poliția locală a deplasat la această defilare 25 de călăreți, sunt agenți special antrenați pentru misiunile lor, iar rasele de cai pe care îi vedem sunt lipițan, sport românesc sau pur sânge englez. Statistica pe care ne-au furnizat-o cei de la poliția locală ne spune că de la înființare patrula călare a efectuat mii de misiuni care au contribuit la prevenirea faptelor antisociale din capitală. Reușit să salveze și bunuri și vieți omenești prin intervențiile lor. Cavaleria rusticană, trecând prin cavaleria jandarmeriei și patrula călare, rămânem în zona tradițiilor, pentru că în piața Constituției intră detașamentul brigăzii 30 gardă Mihai Viteazu. Este cea mai veche unitate din Armata României, înființată în 1860 de către domnitorul Alexandru Ion Cuza. Ea este comandată chiar de către comandantul brigăzii, vorbim de detașament comandat chiar de către comandantul brigăzii, colonelul Bogdan Cernat, regimentul transformându-se în acest an în brigadă. De fiecare dată încercăm în comentariile noastre să scoatem în evidență uniforma pe care o poartă regimentul de gardă, pentru că este o uniformă unică, ce îi definește. Ei vorbesc despre o reinterpretare modernă a uniformei tradiționale a Armatei României și așa și este, ne aducem cu toții aminte din fotografiile de epocă de chipiurile de inspirație franțuzească, însă uniforma aceasta a fost reinterpretată în standardele vremurilor pe care le trăim. Militarii acestei brigăzi sunt văzuți la absolut fiecare ceremonie. Ei au primiri de președinți, de premieri. Ei au în misiune executarea protocolului militar pentru toate ceremoniile de stat din România, însă acționează și ca unitate de sine stătătoare, unitate de luptă, se instruiesc cot la cot cu ceilalți militari ai armatei noastre. Unitate de elită a armatei române, gata oricând să îndeplinească misiunile primite. Militarii unităților de gardă și-au demonstrat curajul, tenacitatea și devotamentul pe câmpurile de luptă ale războiului de independență și ale celor două războaie mondiale. Actual uniformă de ceremonie. Militarii structurii de gardă, brigăzii de gardă, sunt cei care au introdus de altfel în Armata României după 1990 tradiția exercițiilor de mânuire a armamentului, acele drill team, cum le cunoaștem deja. I-am văzut de foarte multe ori executând exerciții din ce în ce mai complexe. Prima dată i-am văzut când am intrat în NATO, la ceremonia de la 1997 la Sheikh, a fost primul lor show în afara granițelor naționale. La NATO. De fapt a fost primul show ever, pentru că pentru acea ocazie l-au pregătit, iar de atunci au crescut. Și au îmbunătățit. Au crescut reprezentativitatea și sunt printre primii din lume care au introdus în cadrul structurilor de tip drill și militar femei. Vă spuneam, foarte mulți copii au venit astăzi aici, în piața Constituției, cred că au fost peste 30.000 de oameni. Edi Militaru ne arată acum cu macaraua un cadru din piața Constituției, arhiplină. Chiar ne întrebam la un moment dat ce au văzut oamenii din ultimele rânduri. A fost destul de greu de văzut. Au văzut aviația și probabil tancurile. În rest, au trăit atmosfera și e un lucru senzațional că oamenii vin. Am prins, domnule colonel, zile cu polei, cu ploaie și chiar și atunci au fost foarte mulți oameni la parada de 1 decembrie. Impresionant. La urmă, Ziua Națională este o zi care se sărbătorește și în suflet, și în inimă. Nu sunt cuvinte mari, simțim românește, iubim România și ne bucurăm împreună, așa cum spune un marș al lui Vasile Alexandri.
trei, fie zi cu soare, fie orice noros. Am avut noroc de zi cu soare. De data aceasta a fost să fie cu soare. Ne apropiem de finalul acestei parade. Este momentul care încheie parada. Onorul prezentat de muzica militară este o ceremonie specifică fanfarelor românești. Vor executa o întoarcere la stânga, ceea ce înseamnă că parada militară de ziua națională s-a încheiat. Aceasta a fost parada din acest an. Vă mulțumim pentru atenție, domnule colonel Constantin Stun, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. La mulți ani, România, la cât mai mulți ani, foarte bun! Mulțumesc și eu, este a șasea oară la microfonul televiziunii române. Sperăm să ne vedem sănătoși și de acum înainte. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Așadar, transmisiunea specială a televiziunii române, o adevărată desfășurare de forțe, a presupus surprinderea celor mai bune unghiuri pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri, drept dovadă că am avut o transmisiune specială. 4 posturi de televiziune cu acoperire națională au preluat semnalul TVR. Spectatorii au putut auzi comentariul realizat de un reprezentant al MAPN în piață, iar pentru televiziunea română a comentat parada Adelin Petrișor și purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Constantin Spunu. Vă reamintesc că în studio alături de mine este istoricul militar Petre Otu și jurnaliștii Ligia Munteanu, Mircea Radu și Mihai Constantin. Am urmărit, vă mărturisesc, cu toții fascinați această paradă. Ne-am bucurat de o vreme extraordinară pentru luna decembrie, numai bună pentru urmărit parada, chiar de mers în piață, unde vedem că sunt mii de oameni care au asistat la parada de 1 decembrie. Am să mă întorc acum la domnul Petre Otu. Facem din nou apel la istorie. Participarea României la primul război mondial a survenit la 2 ani de la începerea conflictului, iar politica de Alianța Bucureștiului a fost subiectul unor intense dezbateri. Cât de aproape a fost România de a lupta de partea celor care aveau să fie învinși? Disputa din perioada neutralității a fost destul de aprinsă. Au existat două mari curente, două mari opțiuni. Curentul majoritar la nivelul opiniei publice era cel antantofil. Se dorea unirea Transilvaniei cu România. Era un curent care... alt curent era cel privind aderarea României la tripla alianță. Prin urmare, opțiunea publică majoritară și opțiunea clasei politice românești a fost intrarea în război alături de Antantă, care, repet, s-a conturat încă de la început.